În seara aceasta, Ionut și Andrada au stat foarte, foarte mult la povești. Au vorbit așa, în general, lucruri despre viață. De exemplu, atunci când ești la serviciu, ești acolo, când pleci, lași problemele acolo și mergi liniștit la familie, nu te încarci și creezi tensiune acasă. Și multe situații despre viață. Am văzut că împărtășeau cam aceleași gânduri și principii. Mă gândeam la faptul că Andrada a declarat încă de la început faptul că ea nu dorește un bărbat care consumă alcool. Și știm despre Ionuț că face acest lucru, dar e foarte posibil ca acesta să fi fost încă de la început impediment pentru cei doi să se cunoască. Fiindcă discuțiile au curs foarte bine, erau implicați amândoi, împărtășeau cam aceleași principii și valori, dar iată că până acum nu au reușit să se descopere mai mult.